Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce face PSD când ajunge la guvernare? Vrea să mărească impozitele, desigur că nu poate tăia din cheltuielile umflate ale statului cu propria clientelă niciodată. Încă o veste bună, deci, după ce că au crescut dramatic prețurile la energie, la alimente, că inflația se va duce curând în două cifre, după cum anunță înspăimântător BNR, iată că vin și niște creșteri de biruri la stat ca să rămânem chiar fără bani cu toții. Deci, ministrul PSD al finanțelor, domnul Adrian Căciu, dă un interviu la Hot News și anunță modificarea codului fiscal prin mărirea unor impozite și introducerea altora noi. Ideile sunt însă toate vechi, unele au mai fost încercate, n-au funcționat, dar ce contează? Astfel, ni se promite revenirea la impozitarea progresivă. Pentru că de ce să nu impozitezi mai mult pe cei care deja plătesc și pe cei care deja plătesc mult? În timp ce pe evazioniștii fiscali nu-i deranjează în continuare nimeni în țara asta. De asemenea, PSD anunță taxarea bacșișului, taxarea mai mare pe proprietăți multiple, reevaluarea facilităților fiscale pentru sectorul IT și al construcțiilor, reconsiderarea pragului de impozitare pentru micro-întreprinderi și impozitarea zahărului. De unde și întrebarea, ce au cu zahărul? E cam bancul cu... Să-i omorâm pe toți negrii din oraș și pe portarul de la banca din centru. Dar ce aveți cu portarul? Vezi că nu mai vorbește nimeni de negri? Da, corect. Bravo. Nu că da. Nu știam bancul. E amuzant cum încearcă PSD să ne vândă gogoșile cu creșterea impozitului, de pildă. Deci iată ce zice ministrul finanțelor, citez: în România, nimeni nu ține cont de faptul că un contribuabil are și cheltuieli. Avem și niște cheltuieli pe care noi nu le mai luăm în calcul. Educație, asigurare, pensie privată. Sunt tot niște cheltuieli care vor fi luate în calcul la impozitul progresiv, zice ministrul. Adică vor fi deduse din calculul impozitului. Aha. Înțelegeți? Asta e. Adică bucurați-vă că vă crește impozitul, cetățeni. Că veți putea completa multe declarații ca să mai deduceți niște cheltuieli, ca să mai scădeți puțin impozitul pe care tocmai vi l-am mărit. Nu e așa că e minunat? E perfectă gândirea. Și cu mașinile proprietate personală, PSD are o idee. Citez, tot din ministrul Căciu. O mașină la o familie. Știți că în Japonia, de exemplu, nu poți să-ți cumperi mașină dacă nu faci dovada că ai locul de parcare. Bă, deci asta e argumentul suprem. Dacă e în Japonia, cum poți combate așa? Uite cum e în Japonia. La noi de ce nu e la fel? Vreți să fie și la noi ca în Japonia? Da. Facem ca în Japonia. O mașină de familie. Simplu. Suntem ca în Japonia în momentul ăsta. Sigur, ne lipsesc toate celelalte, dar avem impozit ca în Japonia. Zice domnul Căciu mai departe, eu aș propune o taxare suplimentară la a treia, ca să nu sperii că de la a doua. Adică, cu alte cuvinte, ți arată și pisica moartă. Dacă nu ești mulțumit cu a treia, te bag la a doua. Mă înțelegi? Invers cu a doua. Da. Evident, în urma unei analize și a unui dialog, poate să rezulte o creștere graduală de la a doua. Am încheiat citat. Deci să taxăm de la a treia, dar mai bine de la a doua. Și oricum, uite ce nasole în Japonia. Să ziceți mersi că nu facem ca acolo. Una singură. Uite de harakiri pentru politicieni mincinoși. Ce ziceți? O chestie de onoare. Ai un gest, nu că nu-i omoară nimeni. Ei singuri iau o decizie în privința propriului viitor când nu sunt onorabili. Asta nu vi s-ar părea că e ca în Japonia. Să facem ca Japonia totul. Eu sunt mai preocupat de treaba cu zahărul. Asta cu zahărul. Cu mașinile, sincer? Sincer? Da. Deci pe tine te preocupă, vezi, portarul de la bancă. Să cu fie zahărul... mai puține mașini pe stradă mă preocupă și da. Cu zahărul, cu portarul, da. Da. Deci asta. Acum, practic, tu acum ești fiert pe zahăr. Nu mai... Ce? Nu mă interesează pe impozit progresiv alea de încolo. Mie la zahăr să nu mi umble. Impozit progresiv nu o să fie că e PNL-ul la guvernare și n-are cum, că da. Contravine principiilor liberale, corect? PNL-ul e la guvernare? Bine? Zici că e la guvernare? Mă rog, unde eu nu mă pricep, dar cred și eu că au și niște negocieri pe acolo, nu? Da. Dar probabil... Și când o să renunțe la asta, o să spună, bine, domne, în urma protestelor nu mai impozităm zahărul. O să zici, vai, ce bine că am scăpat, nu? Nu păi cad cum? Pe Fenta cu zahăr. Nu cazi pe Fenta cu zahăr. Ai căzut deja, prietene, pe nu. Fenta cu zahăr. Nu, e Caterinca. Dar la aia cu mașinile, să știi că mi-e pare rău bună. Să spun, dar sunt semi de acord. Tare. Spre foarte de acord. Tu vorbești că ai două mașini. Una lui tata. De asemenea, vor crește, ar urma să crească impozitele pe proprietăți, dacă ai mai multe proprietăți. Pentru că lumea PSD vine succesul individual în viață, trebuie penalizat. Asta dacă nu ești la partid, că atunci, dacă ești la partid, îți asigură partidul succesul în viață.
pe bani publici, nu trebuie să te mai preocupi. Practic ar trebui să fie așa. Deci, noi dăm toți banii statului, fie prin inflație, fie prin impozite, fie prin contribuție, tot ce avem. După ce se împarte tot ce trebuie la pensii speciale, clientelă, pomeni electorale, ce rămâne se face venit pentru plata produselor cu preț plafonat, care vor trebui subvenționate și ele, ca așa a zis domnul Ciolacu, dar care nu se vor mai găsi pe nicăieri. Însă toată lumea va fi mulțumită. Și practic ne confruntăm acum cu corabia PSD-ismului în zbor către cele mai înalte culmi ale genialității economice. După cum se spunea, da, chestia e că ei se distrează, e treaba lor. Problema e că ne-au închis pe toți în cală. Da, corect. Dar aia să știi că nu o să treacă. N-o să treacă. Cu impozitul pe mai multe proprietăți. Dar cu zahărul? Pentru că oamenii... Aia cu zahărul, acolo o să fie deci, tragedia. Deci domnul ministru ți anunță o mulțime de impozite, nu știu ce, și tu le iei până și spui aia nu o să treacă, aia nu o să treacă, aia nu o să treacă. În România, oamenii cu bani investesc cel mai adesea în proprietăți. Da. Să mă contrazici dacă nu e așa. Toată lumea când are bani nu știe să facă cu banii, cumpără niște proprietăți și le închiriază. Investiția imobiliară e considerată top în România la ora actuală. Te referi la clasa de mijloc cu deci bani. Deci toți mai mari PSD-iști au sigur multe proprietăți. Sigur, n-au garsoniere militari, au la Monaco, pe la apartamente. Astea. Acolo sunt alte astea, că alea sunt bașcă. Și atunci eu nu cred că o să reconvină și cred că în interiorul partidului o să fie o răzmeriță. Acum e și o chestie de negociere, deci fii atent. Tu crezi că impozitul progresiv nu o să treacă, impozitul pe proprietăți nu o să treacă. Ăla progresiv PNL-ul trebuie să stabilească. Deci toate astea crezi că o să pice, vezi că rămâne doar zahărul, prietene. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.